Iar acum, dacă mai sunteți pe aici, din nou la circul nostru zilnic. Țăranii, tot țărani, frate. N-ai cu cine. Auzi la nenea ăsta pentru ce a venit el la București. Suntem de la Botoșani, Asociația Crescătorului de Avelin Bovilac. Am venit tocmai la 500 de kilometri să ne cerem dreptul. Nu știi nimic. Hai să spun eu, bade, la București vii să dai dreptul, nu să-ți ceri drepturile. O să ajungeți să cereți condiții decente de viață, acces la școli și spitale. Nu că vă cred în stare. E și multă nesimțire, nene. Nu vrem să ne dea nimic în plus, nimic în plus decât ceea ce ni se convine. Nu înțelegi, frate, că nu vi se cuvine nimic, nimic. Zi mersi dacă pleci din București cu ce ai venit pe tine. Ai venit cu mașina? Și unde ai lăsat-o? Ai verificat dacă o mai ai? Și dacă e acolo mai are roți, bară, oglinzi? Alo, Anafu, ia luați-l puțin pe ăsta la scărmănat. Ia să vezi cum ies bănuții din mițoasele și din șubele alea. Ia, ia și ceasul, ia-i tot. Păi da, voi nu vedeți, mă, ce se întâmplă în Europa? Nu vedeți ce nebunie e în lumea asta? Voi vreți drepturi? Nemulțumirea este, subvenția nu s-o da la timp, avem datorii la bănci, suntem în faliment, vine din sămăna, nu avem cum să sămânăm, nu avem bani, practic, dar vin alegerile acum, vin acum alegerile, vor să dea drumul totul până la urmă. Nu s-au dat subvențiile la timp. Haideți să vă spun ceva, mă băieți. Nu există la timp. Nimic nu e la timp. România nu e la timp. România e cu întârziere, fraților. Voi nu știți asta la Botoșani? Foarte bine, urlați, luați-vă la bătaie cu ei. Doar așa o să luați ceva. Domnilor țărani, auziți ce s-a întâmplat? Ci că nu s-au dat subvențiile pentru că n-a mers softul. Ce naiba, nu înțelegeți și voi de vorbă bună? Mergeți și vorbiți cu oile, cu caprele, cu vacile. Explicați-le că s-a stricat softul la București și de-aia fac foamea. Vor înțelege, sunt sigur. Spuneți-le că totul s-a întâmplat din cauza unor boi.